Bună ziua! Se scumpește curentul, ce părere aveți? Foarte proastă, că tot se scumpește, dar banii rămân la fel. Salariile și pensiile, cred că și mai mici, și tot se scumpește. Ce să facem? Asta e în România. Proastă, doamnă. Și mai grav e că mă ne fură și mințesc. Ce să zic, soboții nu mai pot să zic nimic acum, că nu mai știm cum să trăim noi bătrânii. Dar mă doare de voi, că și eu am tine și nepoți s-au dus la 16 ani și-au lăsat țara și pe noi. Cine ne îngropă pe noi? Cine și cu ce? Spânzurați cu capul în jos, ca pe imbrea noa de ungurii. Așa trebuie să facă. Așa trebuie, nu este pedeapsă, să le este și copiilor să rămâie desculți și să trăiască cu 2 milioane de la țară cum trăiesc ceapiștii. Așa să trăiască. Luat mașina, luat mobila, luat tot confortul ce l-au luat. Și adus și toți bogătașii care sunt îmbogățiți, băgați la pușcărie, luați toate averile să revină înapoi. Și nu mai trebuie să ne mărească pensiile, că automat și salariile voastre. Și atunci și voi veți duce bine. Și tinerii vor vine acasă, altfel nu mai vin în veci și ne suntem de râsul lumii, noi europei. Părere proastă. Și cum o să vă descurcați? Acum toate se scumpesc. Cum o să iei? Renunțăm la ce se poate renunța. Nu avem încotro, dar nu e o veste bună. Valor nu mă interesează. Cum o să vă descurcați? Descumpește, se scumpește, depinde care cât consumă. La noi toate s-au scumpit mai nou. Așa. Și e bine? Eu știu. Îți bolun stăți de acolo de la Parlament. Să-și dea demisie, să mai arăt acolo la CAP-ul, mai să de sapă acolo la... Unde a fost fostul CAP-ul, să schimbat acum de numele, să muncească. De ce s-au rugat 3 întoarce, doamne? Că sunt acolo destui. Nu trebuie mai mult de un președinte, un vicepreședinte, un secretar și mai mult. Jos cu ei la muncă. Stau ca 3 întoarce acolo. Nici nu-i rușine să stai acolo. Ne obișnuim cu toate. Ne-am obișnuit. Nu? Oricum nu putem să facem nimic. Din păcate, nu avem puterea de a face mare lucru. Cum are toată lumea? Bucuros nu-i nimeni. Părerea mea e proastă, că se mută ceasul cu o oră înapoi și tot se scumpește energia. În loc să se ieftinească, rușii deja au început primul pas. Poate că prima rândunică va face în lumea asta ordine. Destul de rău. Destul de rău. Atât. Dacă e așa, e așa să fie. Îmi pare rău, dar n-am ce face. Vom plăti mai mult. Sigur că da. Mai uităm puțin la televizor și totuși, cu capul sus. Părere proastă. La noi tot se scumpesc. Salariile nu se măresc. Asta e problema. Toate se scumpesc, zic eu. Asta e cel mai grav. Salariile nu-mi cresc. Ce părere este? Îmi pare foarte rău. Oricum, s-au scumpit toate, deci nu văd niciun lucru bun în asta. Și în condițiile în care sunt atâtea centrale eoliane în Dobrogea, când au ce face cu curentul, atunci chiar că nici n-am auzit că se scumpește, dar nu văd pentru ce. Sau ce motivație logică. Logică și așa, documentat. Deci nu am. Da, așa e la noi. Mi-e indiferent. Foarte rău. Deci cea mai mare prostie din lume. Cred că la oamenii de rând e foarte mult. Gazul s-a scumpit, apa, tot. Deci e foarte greu. La salariile care le au oamenii e foarte, foarte greu. Și dacă tineretul în ziua de astăzi începe la zero, cu o rată, cu un copil, e foarte, foarte greu. Deci nu știu ce va fi de lumea asta. Dacă locuri de muncă nu, foarte greu. Deci nu știu ce vă face. Acum, ce-a dat Dumnezeu, cred că va merge toată lumea înainte. Păi toate se scumpesc, ce părere să am eu? Adevărul este că valoarea banilor e mică și n-am ce să zic. Se scumpește cererile de piață, astea, eu nu înțeleg de ce se scumpește, dar probabil că sunt anumite motive. Am înțeles că e o cotă parte care ar intra ca investiție la modalitățile de producere
mai ecologică a energiei electrice. Nu e decizia noastră, e decizia celor care conduc. Probabil că unii, atunci când i-au ales sau i-au pus acolo, i-au votat, noi trebuie să suportăm astea.